Încep lucrările de reparații la drumul județean 546, afectat de alunecările de teren produse în primăvară după o perioadă lungă de ploi. Vestea bună a fost oferită de reprezentanții Consiliului Județean Olt, administratorul drumului. Modalitatea e simplă, e judecată licitația, trebuie să mergi autorizația de construire și de săptămâna viitoare să apucă de lucrare. Prefectul județului a solicitat constructorului să semnalizeze corespunzător zona, iar polițiștilor să o supravegheze. Măsurile au fost dispuse pentru a se evita producerea de accidente rutiere, în special pe timp de noapte, zona fiind una extrem de periculoasă pentru participanții la traficul rutier. Cu rugămintea către domnul Motoi de a avea în vedere drumul de la Pezlui, cu problema cu care v-am rugat tot timpul, să puneți ceva de semnalizare acolo, domnul inspector șef, în zona unde s-a surpat alunecarea de teren pe sensul de venit dinspre Verguleasa spre Slatina. E o zonă extrem de periculoasă acolo, se circulă aproape cu un sens și mă tem noaptea de ce-i mai rău. Deci poate găsiți o modalitate. Valoarea totală a investiției se ridică la 2.403.474 de lei, banii provenind din fondul de rezervă al Guvernului României. Banii au fost alocați Consiliului Județean, administratorul drumului.